Vlad Filat ar putea să candideze la alegerile prezidențiale, cel puțin asta spune avocatul său. Anunțul a fost făcut la o nouă ședință de judecată în dosarul Filat, unde au fost audiați noi martori din anturajul milionarului Ilan Șor. La 5 luni de când a fost încătușat, Vlad Filat se visează președinte. Legea nu îl împiedică, ba mai mult, l-ar putea scăpa de pușcărie, cel puțin în perioada electorală. Codul electoral spune clar, oricine poate candida la alegeri atât timp cât nu este condamnat definitiv, iar odată înscriși în cursă, candidații beneficiază de imunitate, iar asupra lor nu poate fi aplicată nicio măsură preventivă. Avocatul lui Filat însă precizează că există această imunitate relativă prevăzută de codul electoral, însă nu crede că în cazul lui Vlad Filat va fi o justiție echitabilă și nu crede că va fi acceptat. În același timp, Vlad Filat a venit cu o scrisoare pe o rețea de socializare. Este vorba despre scrisoarea pe care fostul premier spunea săptămâna trecută că o va scrie după gratii. Promitea atunci dezvăluiri pe marginea acestui dosar. La scurt timp, după ședința de judecată, scrisoarea a apărut pe pagina sa de Facebook. În text se spune că dosarul este unul politic, dirijat din umbră de Vlad Plahotniuc. În plus, fostul premier condamnă ședințele cu ușile închise.